doamnei profesoare Lucia Angelescu-Jurimia și acum aș vrea să îi dau cuvântul lui Marius Chibu, care, nu știu, ne va vorbi despre Dorian Gray, despre Antoaneta Roalian sau despre amuză. Bună ziua! N-am să vorbesc despre carte pentru că a vorbit foarte frumos doamna profesoară și are și un eseu extrem de consistent. În plus, mi se pare și cumva indecent să vine să vorbesc despre Oscar Wilde, nu mă simt pregătit. Mă aflu aici însă într-o triplă calitate și anume aceea de, în primul rând, de fan al literaturii lui Oscar Wilde, pe care și eu am tradus-o dar cu povestirile, tot la Humanitas Multimedia, cred că mai găsiți audiobook-ul. În al doilea rând, ca un mare fan al doamnei Antoaneta Roalian, de care sunt îndrăgostit de multă vreme, am acasă în bibliotecă un raft întreg cu cărțile traduse de dumnea ei. Și nu în ultimul rând, pentru că cine n-ar vrea să rămână tânăr și cine nu e fascinat de povestea lui Dorian Gray, de altfel nu, mi se pare foarte firească o astfel de lansare la un târg de carte. Pentru că de ce am venit aici să citim, să cumpărăm cărți, dacă nu am fi cu toții, de fapt, în căutarea unui antidot împotriva timpului, dacă nu am vrea să ne îmbătăm cu iluzia artei, cum că viața poate fi permanentă sau că lucrurile bine pot rezista, dacă n-am vrea cu toții, de fapt, într-un fel sau altul, să luptăm sau să facem față mai bine efemerității vieții. Suntem, dacă vreți, parafrazând poate la modul trivial, dar suntem cu toții aici, thousands of shades of Dorian Gray. Fiecare avem o astfel de fantezie artistică. Eu, în primul rând. Da, după cum știm, diavolul se ascunde în detalii, dar asta nu ne ajută să-l găsim, să facem pactul mai ușor. Mi se pare că e și o foarte frumoasă punere în abis, această ediție a cărții, în măsura în care Antoaneta Roalian, o doamnă traducătoare venerabilă, înagenară, cu înțelepciunea vârstei, a reușit să dea o variantă extrem de proaspătă și de tinerească unui roman care vorbește despre iluzia prezervării tinereții. Dacă vreți, această combinație între roman și între romanul lui Oscar Wilde și talentul extraordinar al doamnei Antoaneta Roalian, mi se pare, cum spuneam, o metaforă foarte frumoasă pentru această ediție. Extrem de elegantă și mă bucur că la Humanitas uneori unele cărți extraordinare își găsesc în sfârșit o formă grafică pe care să o merite. Pentru că, în general, felul în care astăzi arată cărțile sau unele cărți nu se ridică la nivelul textului. Ori, în sfârșit, avem la Dorian Gray o ediție pe măsură, o ediție grafică, da? Elegantă, scapă cărte pe măsura cărții. Cred că mai am ceva de zis, dar aș fi foarte curios ce o să spună un poet precum Alan Brown John, mai ales că vine din cultura lui Oscar Wilde. Mulțumesc!